Este tare, prieteni, eu sunt AG Football. Bine v-am găsit la un nou episod din cariera cu Wolfsburg. Astăzi o să jucăm împotriva celor de la Club Brugge în a treia etapă a grupelor UEFA Champions League. Și după cum puteți vedea în clasament, nu va fi un meci deloc ușor, deoarece ei sunt pe primul loc la egalitate cu noi, în timp ce principalele favorite Real Madrid și Juventus sunt pe locurile 3-4. Dar vreau să vă mai arăt ceva. Priviți acest program. 4 meciuri într-o săptămână. Este absolut incredibil. Vom juca din 2 în 2 stăci, din o zi în alta. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meciuri în doar 2 săptămâni jumate. Este inuman, asta este. Acum vom juca împotriva celor de la Bruci. Poate că ar trebui să menajez câțiva jucători pentru campionat, dar mi-e frică, deoarece ei s-au jucat foarte bine în ultima vreme. Și nici nu știu ce să fac. Să joc mai ofensiv, mai defensiv. Va juca Arnold astăzi în locul lui Calhanoglu. Și cam ce să fac echipa. Să iei și banca de rezerve. Da, e jucătura. Ia bine. Bun, da. Ok, dragilor, aceasta va fi echipa și fără alte comentarii, să înceapă meciul! UEFA Champions League, etapa cu numărul 3, Wolfsburg primește vizita lui Club Brugge pe Volkswagen Arena. Cele două echipe sunt în fruntea grupei din Champions League cu câte 4 puncte fiecare, deși din această grupă mai fac parte și Real Madrid și Juventus, însă madrileni și bătrâna doamnă se mulțumesc doar cu ultimele două locuri și să înceapă meciul! Hai și șutul! Este șutul blocat al lui Caligiuri, prima ocazie, însă Mehl este acolo. Caligiuri pentru Arnold cu latul, incredibil blocaj. Clademuir, Menier cu centrarea, Castils, cât de bine plongează Castils. Arnold depășit ușor. Și ce paradă are Castils. Aoleu. Nu, Brugge! Și este 1-0 pentru Club Brugge din minutul 23, fază superbă aici. Foarte bine au combinat belgenii și atacantul reușește să deschidă scorul. Este vorba de Haas Vanaken, iată, această echipă este absolut fabuloasă. Secund, ne aștept pe noi deloc, Iheanacho, intră în care Iheanacho, blocat iarăși. Gustavo. Și e bună această pasă pentru Virinia. Virinia va să șutru, Virinia blocat din nou. Dante, hai Dante, blocat iarăși, exact ce spuneam. Toate șuturile sunt blocate de această defensivă. Este o pasă pentru Renato Sanchez. Sanchez este în poziție bună. Sanchez cu finesul blocat. Toate șuturile n-au fost blocate, nici nu poate să ajungă până la poartă. Caligiuri blocat din nou. Pauză, 40 minute extrem de frustrante, am cam dominat prima epiză, multe șuturi, însă toate blocate. Dar prieteni, am revenit cu a doua parte, am văzut schimbarea și Draxler a intrat șurle. Mamă, ce ocazie! Nu. Mamă, lupte și abară. Lovesc bara cei de la Brugge. Nu. Bine șo aici. Este Arnold dintre Calhanoglu. Poate el face ceva. Meci blocați. Nu. Toți morții mătii de joc, frate. Nu pot să cred așa ceva. Să domini tu meci într-un asemenea hal, să-ți iei două goluri. Este absolut incredibil, n-am cuvinte să descriu. Cred că da, stau câștigam așa toate meciuri. Anti-joc, numai total anti-joc al celor de la Brugge. Total anti-joc. Bine, conduci cu 2-0 pe tabelă. Calhanoglu scapă singur, Calhanoglu trebuie să fie ăsta gol, da! E 2-1! Gol! Wolfsburg, golul a Calhanoglu!
2-1 și putem reveni în meci. Foarte bine aici, Cruz de gândire pe cea nouă. S-a găsit o breșă defensivă, trece și finalizează la colțul lung. Hakan Çalhanoğlu, 2-1, hai băieți că se poate. Nu îl lăsăm, Nicolușu, hai și-o depasă aia nouă. Gustavo. Hai Calenjuri pentru Nato Sanchez, pentru Virinia, poate ce va fi ultima fază a acestui întâlniri. Hai Gustavo. Găsim și noi breșe, o găsim, Calenjuri dă-i minge, gol Wolfsburg, gol Calenjuri! Minutul 93 la ultima fază a meciului. Optime în extremis un egal. Și cât de important poate fi acest punct. Gol Calenjuri, gol. 2-2, ce meci nebun, ce meci de infart această seară pe Vâlcea Arena. Meci de 5 stele, a făcut toți banii această partidă. Shuttle pe Calenjuri făcut 2-2. Sancționând antijocul celor de la Bruși. Și acesta va fi finalul acestui meci. Se termină 2-2, dar deși minutul 71 oaspeții înscriau pentru 2-0, n-a reușit să țină acest avantaj până la final. Și acest om Calenjuri a adus egalitatea pe tabelă când era mai important. Ei bine, dragilor, acestea sunt statusurile meciului. După cum puteți vedea, am dominat și la șuturi și la tackling-uri. Am jucat numai bine, să ne-au blocat cam tot timpul. Și asta a fost, să vedem ce a făcut Juventusul cu Real. Juventus bate cu 2-1 pe Real Madrid, iată Real în mari probleme, au doar un punct madrilenii în primele 3 etape. Noi avem 5 puncte, suntem pe primul loc în acest moment de egalitate cu Brujul. Când împotriva celor de la Werder Bremen, să sperăm că vom putea câștiga. Volkswagen Arena a pregătit pentru un derby de marcă. Werder Bremen vine pe terenul cel de la Wolfsburg în acest meci care se desfășoară doar o zi după meciul din Champions League al gazdelor de astăzi. Meci terminat 2-2. Fanii lui Werder sunt foarte entuziasmați, simt că echipa lor poate câștiga astăzi. Vom vedea dacă acest lucru se va întâmpla. Și să înceapă meciul. Strudraxler alături. Çalhanoğlu foarte energic astăzi, pasă bună. Cred că acesta este Gilavogi cu șutul, gol! Gol! Se deschide scorul de minutul 28 pe Volkswagen Arena. Și cine altul este Gilavogi, iată un jucător care nu prea mai prins primul special ultima vreme datorită prestațiilor mai mult slabe, dar aceasta se gătește o portiță defensivă adversă, avansează și trimite perfect între portar și bară, făcând ca tabela să indice 1 în dreptul echipei sale și 0 în dreptul adversarilor. Gol Joshua Gilavoy. Fault. Este fault urât, aici șurile foarte nervos, să vedem decizia arbitrului. Este roșu direct pentru Vestergaard. Yannick Vestergaard este eliminat din minutul 43 și acest meci poate lua o întorsătură dramatică. Însă vreau să văd redoarea, vreau să văd dacă arbitrul a avut dreptate sau nu aici. Este, ia piciorul Șule, a riscat să-l accenteze foarte grav. A scăpat însă basma curată Șule, da, eu zic că este de roșu. Eu zic că este de roșu această intrare aici, aceasta va fi probabil ultima fază a primele pise, va fi o centrare pentru Șule, probabil e pentru Șule, Șule sare la cap, însă nu reușește acolo mai lucru. Și mingea este out pentru Werder și acesta va fi probabil finalul primele pise. Nu, hai arbitre că s-au trecut ce... Sanchez, poate acum se va absolvi în sfârșit finalul, da! Final de primele pise, 45 de minute pline la Wolfsburg. Un gol pentru gazde și un roșu pentru oaspeți. Să vedem cine va aduce partea a doua. Dragilor, trebuie să-mi cer scuze din greșeală. Am șters a doua parte a acestui videoclip. Adică, cum să vă zic eu, a doua repriză. Să vă voi arăta fazele importante chiar acum. Deci, minutul 48
Cealanoglu a deschis, a făcut 2-0 cu acest șut super, puteți să vedea, din mai multe unghiuri reluarea. Șut foarte frumos al lui Hakan Cealanoglu, fără speranțe pentru portar. Minutul 66, apoi vine o paradă senzațională lui Castils la acest șut. Apoi, minutul 78, Șule a primit un cartonaș galben. Finalul de meci a fost absolut incendiar. Prima dată cu galbenul lui Șule. Minutul 81, Claudio Pizarro a dus din handicap. Priviți aici, o pasă foarte bună, foarte liber Pizarro și trimite din vole. Perfect în plasă, se făcea 2-1 și meciul devenea extrem de interesant și extrem de greu pentru noi. Pentru că în minutul 88 Bartă strateze ultima ocazie acestui meci. Ne-a trecut glonțul pe la ureche aici, priviți. Pasă și un voleu super, nu se întâlnește, a fost milimetric alături și astfel am reușit să învingem astăzi cu 2-1. Și după cum vedeți, acestea sunt statusele finale ale meciului. Noi în a doua n-am mai avut niciun șut. Asta e, am fost dominați destul de clar de vreme, nu s-a reușit să câștigăm până la urmă. Și dragilor, acesta va fi finalul acestui episod cu numărul 7. Dacă ți-a plăcut, nu uita să lași un like, un coment și să te abonezi la canalul meu pentru a fi la curent cu toate episoadele din această serie. Până data viitoare, eu am fost AG Football. La revedere!